Biturile au făcut pagube importante pe mai multe șosele din Hunedoara. Cele mai mari distrugeri au fost înregistrate pe șoselele din zona Bradului și din Munții Orăștiei. Consiliul Județean Hunedoara a evaluat pagubele făcute de biturile înregistrate la începutul săptămânii. Cea mai gravă situație este între satele Lungșoara și Dumești. Aici drumul este complet blocat de aluviuni și de zecile de trunchiuri de copaci aduse de ape de pe versanți. În Munții Orăștiei, drumul județean 668A spre cetatea dacică Piatra Roșie a fost devastat de o viitură. Drumul fusese reparat recent. Luni precipitațiile au măsurat până la 40 de litri pe metrul pătrat în zonele de munte din vestul și sudul județului și au dus la producerea de viituri.